Am luat buturuga, am luat-o de acolo, am pus-o aici și am pus toporul pe ea să o crăp și a căzut o bucată aici și așa s-a descoperit. Omul a rămas mut de uimire la așa o apariție. O cruce de o parte și de alta lemnului tăiat se distingea clar. Vestea s-a împărtășit cu repeziciune în toată comuna Ion Creangă din Neamț. Toți localnicii sunt de acord că este vorba de o minune dumnezeiască apărută în postul Paștelui. Cum pute cineva să bage o crușiliță în mlada și ei? Asta eu cred că e o minune dumnezeiască. Primarul a venit și el să vadă minunea, apoi a decretat. O bucată din lemn va fi expusă în vitrina primăriei. Acum, cine are treabă la primărie, se oprește la vitrină și se închină pios. Na. N-am văzut în viața mea. Cum este? Nu făcea nici un pictor, nici un sculptor, nu făcea nimeni așa ceva, o crăpătură într-un lemn. E minune? Da, o da Dumnezeu, o minune. E o minune? Probabil. Cealaltă bucată din lemn și-a găsit un loc de cinste la biserica din comună. Toți localnicii sunt de acord că buturuga este un semn venit din cer. Arată Dumnezeu minuni. Ne arată Dumnezeu, dar noi nu credem. Este multă lume care nu-i credincioasă, nu mai crede. Cum de exemplu la școli, sunt mai de copii la religii, sunt mai de acolo. Dacă nu există, dacă nu era Dumnezeu, noi de unde eram să fim pământ? Să am noroc pe lume.